Bună dimineața, bun găsit la Părinți la Fix! V-am pregătit astăzi trei subiecte esențiale pentru dezvoltarea și siguranța copiilor noștri. Vorbim despre impactul magic al poveștilor asupra dezvoltării psihologice și cum acestea îi ajută să înțeleagă emoțiile și să-și depășească fricile. Apoi discutăm despre prim ajutor, ce tehnici de bază ar trebui să cunoaștem și în ce situații să intervenim rapid pentru a ne proteja copiii. În final ne concentrăm pe inteligențele multiple ale copiilor și de ce este important să le descoperim și să le cultivăm. Să începem! Astăzi vorbim despre magia poveștilor și cum acestea joacă un rol esențial în dezvoltarea emoțională și psihologică a copiilor. Basmele nu sunt doar distracție înainte de culcare. Ele ajută copiii să înțeleagă emoții complexe, să dezvolte empatia și să-și gestioneze fricile. Vom explora împreună cu psiholog Raluca Barna cum aceste povești le pot modela percepțiile și cum pot deveni un instrument de învățare profund pentru cei mici. Bine te-am găsit! Bine te-am regăsit, Dana. Mă bucur tare mult să fiu din nou aici. Și eu mă bucur și îmi place tare mult subiectul acesta, pentru că, cum să zic așa, e mai mult decât o simplă poveste, da? Ceea ce citim noi în fiecare zi și sper că se întâmplă asta în toate casele, sper că se citesc povești. Dacă nu se citesc, o să se citească după discuția aceasta. Doamne ajută. Așa, pentru că vreau să înțeleg de la tine și să ne explici de ce sunt atât de importante poveștile pentru copiii noștri și nu sunt doar așa o distracție, pur și simplu, să nu ne plictisim. Hai să citim o poveste. Poveștile fac parte din viața noastră. Chiar citisem într-o carte recent cam de 25.000 de ani și se spuneau povești și adulților, nu doar copiilor. Și nouă ne plac poveștile și acum. Exact. Adică nu există să nu imersezi, nu? Cred că despre asta este vorba, nu? Să fii acolo, parte. Un povestitor bun poate să capteze o întreagă audiență. De ce? Pentru că ne activează niște centri neuronali, da? Care ne transportă așa într-o altă lume. Da? Acel a fost odată ca niciodată. Are un oarecare efect hipnotic, nu? Exact, așa este. Așa cum zici și tu, te duce în altă lume, într-o lume a posibilităților, nu? Cred că și asta ne captează atenția, nu? Că exact. Acolo se pot întâmpla toate lucrurile posibile. Da, da. Toate lucrurile posibile și este acel strop de magie de care avem nevoie așa în viața noastră. Iar copiii știm foarte bine că ei încă au așa o gândire... E gândirea magică, exact. Chiar așa se numește. Magică, da. Și la ei funcționează foarte bine poveștile astea, mai ales basmele terapeutice în special. Prin ce diferă, uite, basmele terapeutice de alte tipuri de povești? Diferă în primul rând prin faptul că ele au un final fericit și prin faptul că nu sunt niște personaje chiar atât de negative. Adică copilul, da, trebuie să facă distinția între bine și rău, dar nu este încă pregătit pentru, nu știu, spân, să spunem. Da, poate l-ar speria, poate ar fi cam mult pentru el, nu? Exact, exact. Și în loc să se concentreze la poveste, la călătoria eroului, da, se concentrează cumva că, aoleu, mi-e frică de personajul ăsta, că e foarte rău, că dacă, Doamne ferește, iese din poveste și vine și mă aruncă și pe mine într-o fântână. Și mai, cred că mai au un rol foarte important, acela că vin cu niște soluții, nu? La anumite probleme. Uite, poate îi rezolvă copilului, să zicem, o frică, nu? Exact. Că așa spuneai tu de spânda, sau poate, cine știe, venim și vorbim despre curaj și atunci înțelegem mai bine dacă, da, avem o astfel de poveste. Exact, și aici ce mă bucur că ai menționat, că chiar vreau să-ți aduc așa o laudă. Mulțumesc, sper să nu mă roșesc. Dacă vedeți că mă roșesc, că e de la Raluca. Felicitări pentru cartea scoasă, pentru picătura curajoasă. Mulțumesc tare. Chiar mă bucur tare mult că am apucat să vorbim acum un pic înainte de emisiune, să-mi spui cum ți-a venit ideea asta. Mi se pare fenomenal. Da, este, ca să spun așa, o poveste pe care mi-am dorit să o împărtășesc
reușesc tuturor copiilor încă de la vârste foarte mici, pentru că e pe segmentul de vârstă 3-6 ani. Și atunci am pus acolo toate ingredientele de care ei au nevoie. Și aici m-am gândit la această călătorie a eroului despre care noi vorbim aici. Se întâmplă în povești, dar se întâmplă și în viața reală, pentru că toți avem parte de o misiune pe acest pământ, așa cum are și PIC. Toți trăim prin anumite provocări care ne aduc anumite experiențe și atunci noi le acumulăm și așa reușim să ne dezvoltăm, să ne atingem potențial. Așa și PIC, care se întâlnește cu diverse personaje, ce îi dau diverse provocări. Și pe lângă asta, așa cum descoperă copiii și în carte, avem nevoie de valori ca să devenim niște adulți echilibrați în viață. Și atunci vorbim și despre curaj, și despre iubire, și despre generozitate, și despre grijă, și nu numai față de noi, ci și față de cei din jur. Și mă rog, sunt multe, multe lucruri. Și apropo, are și un instrument de lucru cu emoțiile, pentru că sunt foarte importante, da, în viața noastră. Și atunci e bine să învățăm să lucreze cu emoțiile și cred că asta aduc în plus poveștile, nu? În viața copiilor, bucata asta de emoție. Ei trăiesc, practic, prin personaj. Exact, da. Ei se identifică cu personajul, de regulă cu personajul principal, cu nevoile personajului, cu fricile personajului, cum ai spus și tu, cu resursele interioare ale personajului. Și așa, ușor, ușor, învață să-și cucerească anumite frici, anumite temeri. Uite, de exemplu, Smeu, da? Poate că poate fi proiectat pe el furia copilului, da? Adică e foarte bine ca el să se detașeze un pic, să le privească așa din exterior. Cum arată furia pentru tine? Uite, seamănă cumva cu Smeu ăsta, oare? Da, da, da. Și uite, vreau să te întreb dacă putem să facem cu cei mici jocuri de rol. Să spunem, citim o poveste, da? Nu înainte de culcare sau, mă rog, într-un moment în care putem să ne mai jucăm un pic, dacă scopul nostru este totul să adormă. Și atunci să îl rugăm pe copil să-și aleagă un personaj din carte și să-l interpreteze și să-i dăm o emoție și să vedem cum o interpretează și cumva să-l trecem prin toate personajele, pentru că e un spectru larg acolo de emoții în poveste, nu? Adică asta la ce l-ajută, de exemplu, exercițiul acesta? Îl ajută foarte fain să identifice de la fiecare personaj ce anume rezonează și înăuntru lui. Pentru că de la personajul principal poate identifică curajul, nevoia aceasta de aventură, de afirmare, de independizare, de ce nu? Dar poate că și de la Smeu poate să identifice acea furie sau poate că, nu știu, este o frică acolo. Și mai spunem de ce copiii de obicei rezonează cu personajul principal, că așa se întâmplă, dar parcă celelalte personaje secundare, știi cum e, nu sunt atât de fascinante, nu? Da. Și ce ne spune, de exemplu, dacă un copil rezonează cu un anumit personaj din carte? Că poate nu toți nu fac lucrul acesta, poate unii rezonează și cu Baba Cloanța, nu știu, zic și eu. Ce drăguț ai fost. Da, e tot ce e posibil. Dar da, se identifică foarte mult cu trăsături de genul curaj, da? Poate anumite frici ale personajului, da? Poate să zicem, nu știu, trece printr-o situație la școală, să zicem că este vorba despre bullying. Că, din păcate, în ziua de azi auzim din ce în ce mai des despre fenomenul ăsta. Și poate că el, auzind acest basm, da, citindu-i se, se identifică cu un personaj care poate și el la rândul lui nu simte o apartenență la grup sau poate chiar simte că este exclus dintr-un anumit grup. Ei, și el, identificându-se cu personajul ăla, unul la mână, simte că el nu e singur, da? Da. În toată această poveste, că mai sunt și alții ca el și asta îi dă o putere, da? Și în al doilea rând vede ce face personajul și zice, ok, păi dacă personajul a făcut asta, poate are un paloș, da? Uh-huh. Și poate și el să ia un obiect sau să-i se dea un obiect care să aibă o împuternicire din asta, niște valențe din astea un pic magice. Și având obiectul ăla în posesia lui, el să se simtă mai curajos, că poate să-i înfrunte pe copiii ăia, nu să-i înfrunte, să-i confrunte mai bine. Da, poți să-ți explici așa din punct de vedere psihologic de ce rezonăm cu anumite povești sau anumite basme și cu altele, nu? De ce ne place să citim și să recitim o poveste de 10 ori și poate ajungem adulți și încă ne aducem aminte de acea poveste cât de mult ne-a plăcut și de ce cu altele suntem așa... Pentru că rezonează cumva cu scenariul nostru de viață, cu povestea noastră de viață.
Și uite, eu chiar îmi întreb clienții în cabinet, da, pe cei adulți, uh-huh, care este povestea lor preferată, care este basmul lor preferat din copilărie. Și atunci când ei îmi spun, îmi dau seama că multe elemente din viața lor actuală se regăsesc și în basmul acela. Tocmai pentru că poveștile de viață sunt atât de similare și de-aia simt nevoia să le recitească și să... Cum începem să le cultivăm dragostea pentru lectură copiilor noștri și de la ce vârstă este indicat să începem și cu ce începem, practic? Aș zice că încă din viața intrauterină, sincer. Uh-huh. Mama din al treilea semestru poate să înceapă să-i citească bebelușului, pentru că atunci se dezvolta auzul mult mai bine. Și după aceea, la lung, pe cât posibil, asta să devină parte din rutina copilului, în fiecare seară, să-i citească părinții, fie împreună, fie separat, depinde de cum poate fiecare. Uh-huh. Dar el să găsească partea asta reconfortantă, să o asocieze cu liniștea, calmul, relaxarea. Mai sunt niște tipare la copiii mici. Eu preferă doar o anumită poveste și o cer în fiecare zi. Cred că știi lucrul acesta, da? Tu mai încerci. Hai, mama, vrei să ascultăm și sau să-ți citească mama și cenușăreasa, nu? Că eu vreau nu știu ce altă poveste pe asta. Și ajung să o citești în fiecare seară. Nu ne îngrijorăm, nu? E doar o etapă. Lor le place rutina, da? Exact. Lor le place foarte mult rutina. Pentru ei este egal siguranță această rutină. Și ei, la un moment dat, bănuiesc că... Da, și... cunoaștem că suntem, da. Da, în fiecare noapte cu povestea, mai le încercăm. Le chiar pe de rost. Le știu, adică... pe de rost, exact, da. Așa este. Și mai încerci, nu vrei să mai încerci și altceva? Nu, tot asta. Bine, ok, tot asta. Până te saturi de ea. Dar durează, adică durează o perioadă, după care își schimbă preferința, da, și vor altceva. Exact, în funcție de situațiile de viață, poate se mai întâmplă ceva în viața lui, mai apar, nu știu, personaje noi în viața reală, da? Și normal că, intrând într-o nouă etapă, o să își dorească și un alt tip de poveste cu alte personaje. Așa este și ei sunt și foarte imaginativi și o să vedem, de exemplu, că uneori în jocul lor își fac apariția și personaje din cărți, adică să nu ne mire că poate să apară Albă ca zăpada și vin și piticii și punem de un picnic în living room, nu? Exact, exact, da, da, da. Ei, tocmai pentru că au gândirea asta magică, nu discern foarte bine care este granița dintre universul poveștilor și universul real. Și este foarte normal ca ei să aducă elemente din povești în viața reală. Până când ține perioada asta, de exemplu? Și cât este sănătos să încurajăm copilul să facă lucrul acesta? Că la un moment dat trebuie să discearnă, nu? Care, da, e realitatea de bază? Cam în jurul vârstei de 7 ani, aș zice eu. Uh-huh. Mai mult sau mai puțin, în funcție de copil. Și uite, dacă, de exemplu, sunt unele povești în care apar anumite, să spunem, comportamente și poate nu le dorim, da? Uite, mă gândesc la Peter Pan. Și este o poveste un pic tricky, pentru că la un moment dat știi că Peter Pan zboară. Adică, nu știu, să vorbim cu copilul nostru că, ok, Peter Pan zboară, dar tu nu e bine să te duci acolo la pervaz, da, să încerci asta, nu? Adică, da, să fim foarte atenți. Exact, exact. Da, uh-huh, și el va pune întrebări. Dar eu de ce nu pot să zbor? Dar eu nu am aripi? Dar de ce? Dar... Da, și e foarte bine să le spunem, uite, acesta este o poveste, este un film, dar nu facem ca acolo, pentru că pur și simplu aici puterile noastre sunt limitate, dar uite, tu ai superputeri în alte părți și putem să-i dăm exemple la ce e el bun. Așa, uite ce frumos! Îți mulțumesc tare mult, Raluca, pentru această discuție foarte plăcută și să nu încetăm niciodată să le citim copiilor noștri, da? Cât se poate, în fiecare seară, un pic acolo, 5-10 minute, cred că putem să facem asta și că e o modalitate foarte frumoasă și să ne conectăm cu ei și să-i simțim aproape. Exact. Nu pleci, da? Pentru că vin știrile părinților. Stai că avem noutăți. Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, adică ASSMB, a lansat campania Sănătatea e în mâinile tale, care se desfășoară în toate creșele, grădinițele și școlile de stat din București până la sfârșitul lunii decembrie. Scopul principal al campaniei este de a învăța copiii tehnica corectă de spălare a mâinilor și de a le explica importanța acestui obicei esențial pentru sănătate. Cu ocazia Zilei Mondiale a Spălatului pe Mâini, care are loc anual pe 15 octombrie, campania își propune să sublinieze rolul crucial
principal al igienei mâinilor în prevenirea răspândirii virusurilor și a bolilor, mai ales în rândul copiilor. Sesiunile dedicate acestei teme sunt organizate de medici și asistenți din cadrul rețelei de medicină școlară a ASSMB în timpul orelor de sănătate. Activitățile includ atât o componentă teoretică în care copiii învață tehnicele recomandate de igienă, cât și o parte practică în care aceștia vor exersa spălarea corectă a mâinilor cu apă și săpun. În plus, vor avea ocazia să vizioneze materiale educative menite să le explice pe înțelesul lor importanța menținerii mâinilor curate. Campania vine ca un răspuns la nevoia de a educa încă de la vârste fragede cu privire la obiceiurile de igienă, contribuind astfel la prevenirea îmbolnăvirilor în colectivitățile de copii. Bun, hai că mai avem... Bine, asta cu spălatul mâinilor trebuie să înceapă din copilărie, să ne țină toată viața, adică nu dăm skip așa. Mai avem o știre legată de bullying, că tot vorbeam, uite, cu Raluca. Organizația Salvați Copiii România extinde programul Să fim prieteni fără bullying în peste 260 de grădinițe din București și din țară, oferind sprijin pentru crearea unor medii educaționale sigure și inclusive. Programul, bazat pe o metodologie dezvoltată împreună cu Mary Foundation și Salvați Copiii Danemarca, are ca scop prevenirea fenomenului de bullying și crearea unor relații pozitive între preșcolari. Analizele preliminare arată că 85% dintre cadrele didactice din unitățile de învățământ implicate observă prezența bullying-ului în rândul copiilor, iar 54% dintre aceștia raportează că nu toți preșcolarii au parteneri de joacă. Această situație de izolare socială este considerată îngrijorătoare, afectând un sfert dintre copii în mod frecvent. Până în prezent, 1244 de specialiști din grădiniță au fost formați în cadrul programului în perioada iunie-septembrie 2024. În total, acești specialiști vor lucra cu peste 26.000 de preșcolari și părinții acestora în anul școlar 2024-2025 pentru a sprijini dezvoltarea unor relații pozitive și a combate bullying-ul. Grădințele participante au primit valize educaționale cu resurse și instrumente specifice pentru a sprijini activitățile din cadrul programului. Asta este foarte bine la cât mai multe astfel de programe, pentru că suntem așa în top bullying în ceea ce privește creșe, grădinițe, școli, așa că e minunat că se întâmplă astfel de lucruri. Și mai avem un studiu recent ce evidențiază că utilizarea umorului, interacțiunile zilnice dintre părinți și copii, poate îmbunătăți semnificativ relația dintre aceștia. Cercetarea sugerează că umorul nu doar că reduce tensiunile în momentele dificile, dar poate ajuta și la dezvoltarea rezilienței emoționale a copiilor. În plus, părinții care aleg să abordeze situațiile stresante cu umor, îi ajută pe copii să gestioneze emoțiile într-un mod sănătos și să privească provocările cu mai multă flexibilitate. Studiul subliniază faptul că umorul contribuie la crearea unei atmosfere mai relaxate și mai deschise în familie, facilitând comunicarea și îmbunătățind legăturile emoționale. De exemplu, situațiile de tensiune sau conflicte pot fi dezamorsate mai ușor atunci când părinții reușesc să introducă o notă de umor, ceea ce îi ajută pe copii să se simtă mai în siguranță și mai înțeleși. Astfel, aceștia învață să facă față emoțiilor negative fără a se simți copleșiți, iar potrivit cercetătorilor, această abordare oferă beneficii pe termen lung. Iar studiul arată că peste 70% dintre părinți recunosc importanța umorului în educația copiilor și îl consideră o metodă eficientă de a construi relații sănătoase și de a întări legătura emoțională. Adică să râdem, adică să nu luăm totul așa în serios, nu? Exact. Că se mai întâmplă și boacăne, asta este, avem copii, știm prea bine, dar dacă le depășim așa, nu, cu zâmbetul pe buze, lucrurile pot fi chiar frumoase, nu? Și își dezvoltă și o atitudine mult mai frumoasă față de anumite provocări în viață. Uite ce frumos! Uite, poate vorbim data viitoare despre asta, drag, nu? E o temă foarte faină și merită explorată. Îți mulțumim tare mult că ai venit, e o bucurie și de-abia aștept mulțumesc să ne revedem. La fel. Mulțumim frumos! Mulțumim! Mulțumesc și eu! Loredana Neghină a venit la noi. Fondatoarea Micule Rău, bine te-am găsit, ești bine, foarte frumoasă. De-abia aștept să povestim. Am văzut aici când ai adus în platou niște lucruri, printre care și eu să zic așa, un ursuleț tare pansat. Exact. Am zis eu că a văzut multe la viața lui, a trecut prin multe, înțelegi, la gradul de pansat. De-abia aștept să vorbim, să ne povestești cât de mult contează, nu? Primul ajutor în viața copiilor noștri și, bineînțeles, în viața noastră. Și poate ne arăți așa niște lucruri, niște intervenții scurte pe care le putem face în caz de ceva? Sigur. Da? Sigur. Avem un omuleț aici, o să-l vedeți, o să-l punem pe masă și facem practică, nu? De-abia aștept să ne povestești cum putem deveni mici eroi, nu? Așa este. Așa este. Așa este. Mulțumesc pentru invitație. De-abia aștept să povestim, dar nu povestim acum, că vine pauza, da? Și povestim după aceea. Haide că revenim.
Ca părinți, una dintre cele mai mari responsabilități este să știm cum să acționăm atunci când sunt situații de urgență. Și astăzi ne concentrăm pe tehnicile de prim ajutor la copii. Ce trebuie să știm și cum trebuie să acționăm corect în momentele critice. De la căzături și lovituri până la situații mai grave, vom descoperi care sunt cele mai importante măsuri de urgență pe care trebuie să le cunoaștem pentru a ne proteja copiii. Și ne ajută Loredana Neghină, fondator Micul Erou. Am revenit cu tine, Loredana, și eu mi-am luat ursulețul aici pentru că simt nevoia să-l protejez, dragul de el, așa suferind cum e și pansat. S-a făcut multă practică pe el, înțeleg. Da? S-a făcut practică, am întâlnit mulți mici eroi. Ia uite, a se vedea, da, uite câți mici eroi, ia uite-l. Este adorabil, așa că voi sta cu el, da, până terminăm noi discuția. Vreau să îmi povestești, în primul rând, cum ți-a venit ideea, da, ca tu să organizezi tot felul de cursuri legate de prim ajutor, să dai naștere proiectului Micul Erou. Cum ai pornit și unde ai ajuns, uite, cu acest proiect? Noi ne cunoaștem de ceva vreme. Așa este. Ideea proiectului a pornit dintr-o necesitate, din necesitatea de a învăța pe copii ce să facă în situațiile urgente, pentru că de multe ori depinde doar de ei să acționeze într-o anumită situație, nu doar de către părinți. Părinții știu ce să facă în cele mai multe situații, însă dacă copilul trebuie să intervină, aici este situația unde eu am vrut să vin cu un aport. Mie îmi place foarte mult să lucrez cu copii, mi-am dorit să aduc o activitate pentru copii, însă nu știam exact unde să mă îndrept și așa a venit ideea Micului Erou, bineînțeles dintr-o necesitate a mea personală, și căutând pentru fetița mea, care acum e mare, căutând un curs de prim ajutor, am sesizat că nu este nimic dedicat copiilor, ci sunt într-adevăr multe cursuri de prim ajutor pentru adulți. Adică așa adulți este, da, așa este, copii. Într-adevăr. Și uite, de la ce vârstă pot veni copiii la tine să lucreze și să învețe, care ar fi, nu știu, principalele direcții când vine vorba de primul ajutor? La Micul Erou vin copii începând cu vârsta de 4 ani. Vin ei sau mă duc eu la ei, adică la grădiniță, la școli, licee. Începând cu vârsta de 4 ani, învață noțiuni de bază în ceea ce privește primul ajutor și acolo îl ai pe Bruno, prietenul copiilor de grădiniță. Cu el merg pentru că de multe ori prietenul celălalt al meu, adică așa, Doru, da, poate să-i, Doru. poate să-i sperie. Da, am și, înțeles. Atunci Bruno mă, da, ajută, preia tot greul. Exact, mă ajută să îi învăț pe cei mici ce să facă în situațiile de urgență. Inclusiv cum să identifici o persoană inconștientă, da. Și bineînțeles, ajungem și la pus plasturi. O, oh, Doamne! Sunt adorabili plasturii aceștia, că sunt prietenii copiilor, au tot felul de personaje, da? Sunt foarte atrăgători, nu? Așa este, nu putem să punem niște plasturi obișnuite. Banale, așa, oricum, exact. Nu? Corect. Oricum, în casa noastră, a Micului Erou, sunt numai plasturi cu desene, deci nu poți să găsești altceva. Foarte drăguți sunt, adorabil. Întrebai unde am ajuns? Da. E bine, în momentul de față am ajuns la peste 4.000 de mici eroi trăinuiți, wow, în București și Ilfov. Am fost și în Sibiu și Buzău. Încercăm să ajungem și în țară, însă este puțin greu, mai greu la început. Da. Și ne dorim să ajungem cel puțin la toți copiii din București și Ilfov. Mai avem vreo 200.000 de copii de trăinuit, însă suntem pe drumul cel bun. Ce frumos! Și chiar vreau să-mi povestești din practica ta, uite, cu ce se confruntă copiii, care ar fi situațiile în care ei ar trebui să știe cum să acorde primul ajutor, ca să îi pregătim și noi, să începem să-i pregătim, mai ales că, dacă ai spus că de la 4 ani pot să asimileze aceste noțiuni, este minunat. În primul rând trebuie să înțeleagă părinții că primul ajutor nu este doar despre a face resuscitare, manevra cea mai grea din primul ajutor. Un copil de 4 ani, evident, nu are forță fizică să facă această procedură și nici să înțeleagă necesitatea ei. Însă, la vârsta de 4 ani, de exemplu, că acum vorbesc de copii de grădință, 4-6 ani, chiar și mai mici, ei pot înțelege cum să identifice o persoană inconștientă și cum să sune la numărul de urgență. Asta este ce pot face în situația cea mai gravă. Bineînțeles, apoi ei pot învăța cum să-și trateze o julitură, cum să oprească o sângerare nazală. Lucrurile acestea le pot învăța prin joacă și prin amuzament, că tot prezentai o știre mai devreme cu amuzamentul. Da, asta facem la Micul Erou. Învață noțiuni serioase, însă printr-o metodă amuzantă, cum ar fi cum oprim o sângerare nazală, o oprim prin metoda vocea robotului. Așa. Vocea robotului, adică apăsăm, da, și vorbim ca niște roboți. Ce pentru drăguț. Că trebuie să asocieze cu ceva amuzant, da, da, și atunci încep tot să vorbească ca niște roboți.
sau îți mai dau un exemplu, apăsarea sandwich. Așa, cum e asta? Apăsarea atunci când avem o rană care sângerează și trebuie să pui o compresă și să apeși pe ea. Da. Și atunci este sandwich pentru că vii cu ambele mâini și apeși. Uh-huh. Trebuie să asocieze cu ceva. Da, amuzant. Să facă o legătură, exact. Da, acolo, o conexiune în creierașul lor. Facem puțină practică pe dorul, ne arăți? Da, vrei? Pot să arăt ceva, da? Foarte simplu. Păi ne ridicăm. La... Lași și pe Bruno aici. Bruno, uite să te lasă aici jos, să te odihnești puțin că dragul de tine ai suferit, așa? Puțin pe, da. Pe dorul. Așa. Pe dorul mă ajută să învăț pe copii mai mari manevra de resuscitare, da. Și pe el, după cum se observă, este o vestă, uh-huh. care este foarte importantă pentru a învăța pe copii, chiar și pe adulți, pentru că aceleași manevre, da. Execută și adulții, ce să facă în cazul înecului cu corp străin sau chiar cu mâncare. Este foarte amuzantă această vestă pentru că unul la mână ei văd exact punctul unde să aplice cele 5 lovituri între omoplați, okay. Exact, da. Atunci când cineva se înneacă, ei lovesc burețelul acesta, vestele, bineînțeles, nu stau pe dorul, stau pe copii și atunci ei interacționează unii cu ceilalți. Așa. Învață să aplice cele 5 lovituri pe spate, urmând ca apoi să execute manevra apăsând pe acest burețel și, da. O să încerc eu să fac acum cu... Aha. Și apasă și, pur și, da, simplu, da. Și de aici mi-este puțin complicat, da, cu el. Bine că se aude un... aer, se aude un aer. Da, dar, da. O să vă arăt. Așa. Iese un burețel. E un burețel, da, înăuntru, care, da. Sare în momentul în care ei apasă. Deci apas, dacă faci, dar, corect, da, am, da. Înțeles. Ia uite ce interesant. Și asta îi ajută pe ei să vizualizeze, mm-hmm. momentul în care ar ieși scoate corpul străin. Corpul străin, da. Bun. Și această manevră este foarte importantă, mai ales că în școli ei de multe ori mănâncă mm-hmm. micul dejun, îl mănâncă, nu știu... Îl mănâncă repede sau aleargă, exact, da. Pe lângă asta este foarte important să identifice tipul de înnec. Eu insist foarte mult, cel puțin la școli, să identifice tipul de înnec. Mm-hmm. Și cum să anunțe adulții. Și la fel, adulții participă la curs, cadre didactice, în momentul în care eu predau, mai ales la partea de înnec, îi pun inclusiv pe ei să facă partea de practică, pentru că este important ca un adult să cunoască tehnicile de prim ajutor atunci când lucrează cu copiii. Așa este. Și hai să mai stăm jos, să mai povestim, să-l lăsăm așa pe dorul între noi, să se odihnească. Să mai povestim, uite, cu ce se mai pot confrunta copiii. Uite, în locurile de joacă, de exemplu, că, da, sunt atâția copii acolo, e o dinamică extraordinară, da, unul trece, unul se duce, zici că sunt, da, la ping-pong. Sunt lovituri, sunt, nu știu, întorse, sunt tot felul de lucruri. Cum pot copiii, de exemplu, să intervină în astfel de cazuri? Păi, în primul rând, trebuie să îi învăț la curs să-și păstreze calmul. Bun. Este normal să se sperie, le explic lucrul acesta, e normal să și plângi, pentru că e posibil să te doară în momentul respectiv, da. Dar e important să-ți păstrezi calmul atât cât se poate și să știi ce să faci mai departe ca să nu se agraveze starea. Bun. Îi învăț cum să reacționezi dacă prietenii lor au un accident, pentru că acolo este puțin mai simplu ca ei să gestioneze mm-hmm. situația. Și cum ar fi... De exemplu, suntem la leagăn, primește un leagăn în frunte, începe să sângereze, acolo se instalează panica atât la adult cât și la copii, da. Și trebuie să știm ce să facem și cum să reacționăm. Avem de apă, exemplu, punem apă, nu știu, o compresă cu apă în rece. În cazul acestei, da. Sângerări, da. La cap, trebuie aplicată presiune înainte, okay. de a se merge la spital sau poate chiar de a chema ambulanța dacă este o situație mai gravă, trebuie aplicată presiune, nu apă. Bun. Apa nu este utilă în acest moment. Eu întreb, moment. Că știi că asta observ acolo, știi, când se mai întâmplă lucruri, dăm cu apă, găsim noi ceva pe acolo, nu? E da. Foarte bine că mă întreb, mm-hmm. pentru că e important ca cei care se uită la noi să afle ce poți să faci și ce nu, bun. Nu da. E ok să faci. Trebuie să aplice presiune, apăsarea sandwich de care spuneam. Așa. Cu un material curat sau un pansament. E greu să ai un pansament la tine sau normal. O compresă. Da, un șervețel, ceva, nu știu. Și evităm șervețelul de hârtie, pentru că în contact cu sângele se umezește și rămâne, mm-hmm. rămâne acolo. Bun. Atunci poate fi folosit un hanorac, okay. Tricoul, da. Un fular, dacă e iarnă, de exemplu. Orice material... Spun curat, dar e greu în parc, de exemplu, să găsești ceva 100% așa curat. Este. Însă, da. Dacă folosim o jachetă, putem să folosim partea din interior, la fel ca și tricoul. Deci, acesta este un exercițiu, o situație de urgență care poate să apară în parc. Uh-huh. La fel cu sângerarea nazală, pentru că aici este... Și aici erau mituri legate, da, de sângerarea aici nazală. Stai așa, cu ce învățasem noi când eram mici la grădiniță? Capul pe spate, ridicată. Mâna ridicată și stai așa, nu știu, da. 5 minute. Sau, mai știam eu, aici e un punct sub nas,
Să-l apeși tare, tare. Zim. Dacă apăs tare, tare aici, se oprește sângerarea? Nu. Nu se întâmplă absolut nimic, nici dacă stai cu mâna ridicată. Ba chiar există riscul ca dacă este o sângerare foarte puternică, să se ducă în trahee. Să se ducă, să te neci. Da. Sau chiar să-ți provoace vomă. Exact. Și atunci deci, nu practic, ne dorim asta. Tot sângele acela din nas care ar trebui practic să se scurgă, se duce în interiorul organismului și nu vrem asta, și da? Nu vrem asta. Bun, deci ai zis cu vocea robotului, ținem acolo apăsăm nasul pe partea moale a nasului și ținem capul ușor aplecat în față, respirând pe gură. Putem să apăsăm doar pe nara de unde curge sânge, da. Dacă nu ne dăm seama în panica care aceea, este exact, nara. Putem să apăsăm fără probleme pe ambele nări. Le explic partea cu vocea robotului pentru că e important să apese corect. Dacă nu se schimbă vocea, înseamnă că au apăsat pe partea incorrectă. Uh-huh. Și atunci, din acest motiv, este important ca ei să facă asocierea cu o voce a robotului. Da, și în timp, nu știu, în 5 minute ar trebui să se rezolve lucrurile, nu? O sângerare poate să dureze și până la 10 minute, okay. Dacă nu e o sângerare puternică și dacă nu începe să ți se facă rău, să te simți amețit, atunci poate să dureze până la 10 minute, fără să fie un motiv de îngrijorare. Bun. Bineînțeles, trebuie să urmărim semnele și să ne dăm seama dacă este cazul să mergem la medic sau nu. Dacă ne lovim la o mână, la un picior, nu știu, cădem de pe topogan, cum am mai văzut că se mai întâmplă situații, și vedem că deja nu mai putem să folosim cum trebuie mâna, piciorul respectiv, la fel, nu ne panicăm, ce facem? Imobilizăm cumva membrul respectiv? Nu-l mișcăm. Mergem la doctor, clar, dar ne folosim de ceva, de, nu știu, uite, de ce mai avem pe acolo, o bluză, un hanorac, facem mai mult rău decât bine, ce facem? Cel mai important este să nu mișcăm membrul acela și să nu-l folosim, să nu încercăm să-l poziționăm într-un anume fel, pentru că, de exemplu, nu știu dacă s-a întâmplat la cot și copilul nu poate, sau adultul chiar nu poate să îndoaie mâna, nu mă apuc să-i trag mâna să o îndoi, pentru că e clar că acolo ceva nu este în regulă cât persoana să poată să îndoaie mâna. Ce este de făcut? Rămân în poziția în care pot ține mâna, piciorul și nu o mișc, o susțin cu cealaltă. Îi dau exemplu mâinii acum, că este mai simplu. Da. Dacă am mâna, o țin nemișcată pe lângă corp, o susțin cu mâna mea și nu mergem la doctor. Mișc și merg la doctor. Exact. Așa este. Exact. Care sunt următoarele acțiuni? Unde mai merge așa? Până la finalul anului, ce mai conține agenda ta? Acum este o perioadă foarte aglomerată în școli și grădinițe, pentru că e și săptămâna altfel, nu? Altfel, da, exact, da. Și avem mulți mici eroi în devenire, exact. Da. Și urmează să întâlnim undeva la 1000 de copii doar până la sfârșitul anului. Wow, ce frumos. Și anul viitor deja au început și acolo și atunci solicitările. Și în acest moment căutăm un partener care să ne ajute să ducem cursul la cât mai mulți copii la un preț cât mai mic sau poate chiar gratuit, ca toți să aibă beneficieze aceste informații, pentru că ele sunt prețioase și utile. Este minunat. Și uite, pe măsură ce trec anotimpurile, probabil că tu îți adaptezi informațiile la anotimpul respectiv, deci este minunat. Exact. De-abia aștept să ne revedem. Uite, ne revedem și la iarnă, dacă este mai facem drag o sesiune așa, un training mic, să vedem, să ne, să ne mai pregătim practică cu anvelopele de iarnă, știi? Facem mai multă practică. Așa facem. Îți mulțumesc tare mult, Loredana, a fost o plăcere și de-abia aștept să ne revedem. Îl pupe Dorul, pupe Bruno, să treacă cu bine de toate antrenamentele, da? Îți mulțumim din suflet. Mulțumesc. Te așteptăm. Mulțumim frumos. Te pup, draga mea. Bine te-am regăsit. Daniela Petre a venit la noi. Edu Prenor și de-abia aștept să vorbim împreună astăzi despre un subiect tare, tare fain. O să vedeți, vorbim despre inteligențe, inteligențele, da? Multiple, așa, da. Așa, este asta, pentru că fiecare copil este unic, iar inteligențele multiple ne arată că există mai multe forme de inteligență decât cea academică. Și astăzi discutăm despre cum putem descoperi și încuraja diferitele tipuri de inteligență ale copiilor noștri, de la cea lingvistică, logico-matematică, până la cea emoțională sau kinestezică, și înțelegând aceste aspecte, putem să-i sprijinim să se dezvolte armonios și să-și exploreze potențialul la maximum. De-abia aștept să ne povestești și îți mulțumim că ne-ai propus acest subiect. Ce e cu inteligențele astea multiple? Nu sunt, câte sunt? Sunt multe, câte sunt? Sunt 8, poate chiar 9 inteligențe multiple și de când au fost descoperite, totul pare mult mai interesant. Clar. Mai da. Clar, da. Deja toată lumea este inteligentă, pentru că descoperim că nu există doar inteligență logico-matematică sau inteligență lingvistică. Aceste două sunt inteligențele care, pe care era bazat testul de IQ. Exact. Și atunci
sunt mai multe inteligențe. Practic, fiecare dintre noi suntem inteligenți. Felul nostru, da. Trebuie să ne descoperim care sunt inteligențele noastre preponderente. Iar dacă reușim să facem lucrul acesta de când copiii sunt mici, este absolut fantastic, pentru că noi, fiecare dintre noi, ne cunoaștem copiii, intuim care sunt preferințele lor, dar în momentul în care se face un test al inteligențelor multiple, totul se clarifică în mintea noastră, știm exact care sunt preferințele copiilor noștri și asta ne ajută și pentru momentul când vor merge ei la școală, dar și pentru momentele din familie, când alegem să facem niște activități împreună și atunci alegem niște activități din inteligența lor preferată sau preponderentă. Și atunci cu mai multă plăcere participă la activități și sunt implicați altfel. Într-adevăr, și este o ușurare că există deja acest lucru și că l-avem la îndemână și că putem să vorbim despre tipurile acestea de inteligență și putem să ne folosim, da, de ele ca un ghid, da, mai departe, să-l conducem pe copil spre calea lui de a deveni și de a-și atinge potențialul maxim. Și uite, poți să ne dai așa câteva idei, câteva exemple de inteligență și cum putem să punem accent poate pe dezvoltarea acelei inteligențe. Bine, nu le uităm și pe celelalte, că și celelalte trebuie lucrate, nu? Dar cum procedăm? Este foarte important să aflăm care sunt inteligențele preponderente, pentru că ne ajută și să înțelegem copilul mai bine. Dacă copilul nostru are o inteligență lingvistică mare sau dezvoltată și o inteligență matematică undeva pe la mijloc sau poate printre ultimele preferințe, atunci noi înțelegem că poate temele la matematică sunt mai dificile pentru el sau nu are răbdare să le facă și atunci putem să-l ajutăm cu ceva din inteligențele lingvistice care la el sunt foarte bine dezvoltate. Iar lucrul acesta pe termen lung și deja am copii care au făcut testul așa, când erau mici și acum au terminat facultatea și se vede chiar după facultate că acele inteligențe care au fost la ei preponderente de când erau mici, acelea sunt. Înspre direcția aceea s-au dus când au făcut facultatea sau după ce au terminat facultatea și și-au ales o meserie. Și asta înseamnă că, de exemplu, cineva care are inteligență lingvistică va fi un bun orator, va fi un profesor bun, va fi un politician, va fi cineva din televiziune. Da, da. Și atunci, dintr-o dată, vezi și care ar fi carierele spre care te-ai putea îndrepta. Un matematician este clar, de la orice ce înseamnă profesor, construcții, arhitectură și așa mai departe. Apropo de cercetători, mulți cercetători, mai ales cei care cercetează lumea înconjurătoare, au o inteligență naturală și naturalistă foarte bine dezvoltată. Și atunci are sens, da, el are o inteligență naturalistă și atunci de-aia este atât de interesat să studieze cum cresc plantele, fenomene și tot felul de lucruri de genul acesta. Ce inteligență poate avea un copil? Adică poate să le aibă pe toate 8, să spunem, poate să aibă 5, poate să aibă 7, poate să aibă 2, câte poate avea? Mi-ai aruncat mingea la fileu. Practic, un copil pe testele care există acum, pentru că ele se vor perfecționa din ce în ce mai mult și de asta spuneam, practic, testele pe care le facem acum sunt pe 8 inteligențe, dar deja între timp a mai apărut o inteligență și acum să spunem că practic are maxim 8 inteligențe și ele pot avea valorile de la 1 la 7, inteligențele respective și are sens. Bun. Și în practica mea, făcând teste multor copii, ce credeți că s-a întâmplat? Ce? S-a întâmplat ca chiar unul dintre copiii mei să aibă o inteligență pe 0. Deci nu mi s-a mai întâmplat niciodată lucrul acesta. Ai făcut testul, mai e ceva greșit cu testul. Știi cum e? Că în teorie tu știi și știi să explici părinților dacă este o valoare mică ce se întâmplă. Dacă se întâmplă cu copilul tău care era în clasa 8-a și iese inteligența logico-matematică 0, deja te ia cu călduri cu toate ce se întâmplă. Da. Și atunci am tras o gură de aer, am regândit, bun, ce i-ar spune unui părinte și am zis, ok, înseamnă că ea întotdeauna când a avut de ales din testul respectiv și era ceva împreună cu inteligența matematică, înseamnă că celălalt era ceva din inteligența ei preponderentă. Da. Și este tot la fel singurul copil la care am întâlnit o valoare 8. La altă inteligență. Deci e clar că ea acolo a fost. Da, și inteligența aceea cea mai mare a fost inteligența verbal-lingvistică. Uh-huh.
Bun, copilul meu era în clasa 8, a ieșit inteligența matematică 0, emoții, copilul a terminat până la urmă clasa 8 cu A-Star la matematică, ea învață în sistemul Cambridge. Așa. Și A-Star înseamnă mai mult decât maxim. Și mi-am dat seama că e clar că, și mi-am dat seama că ea învață la matematică pentru că trebuie, pentru că are nevoie de medie, pentru că nu are ce să facă. Și când a venit momentul facultății, fiica mea s-a înscris la comunicare, bineînțeles, acel maxim pe care l-avea la verbal lingvistic. Și atunci s-a văzut clar, bun, ea nu mai are nevoie acum de matematică, asta își dorește și către asta a mers. Da, ajutată să treacă, știi cum e, exact, da? Poate, frate, cu dracu până treci punte, am trecut-o și acum să ne ducem în treaba noastră. Da. De la ce vârstă se pot face aceste teste? Adică dacă avem copilași mici, de la 4 ani De la 4 ani, da? Pentru că, practic, eu fac acest test copiilor din grădinița noastră, dar îl pot face și oricărui alt copil din afara grădiniței. Și atunci trebuie să fie, copilul trebuie să aibă o vârstă cât să accepte să vină, să nu mă cunoască pe mine și să accepte să facă o activitate cu mine timp de jumătate de oră, să știe să-mi răspundă la întrebări, să mă asigur că înțelege, pentru că este foarte important. Eu știu clar ce urmăresc prin întrebările respective și dacă el îmi dă un răspuns și îmi dau seama că nu a înțeles, îi pun întrebări suplimentare, până mă asigur că a înțeles și răspunsul pe care mi-l dă are legătură cu ce voiam eu să aflu. Da, și uite, e un instrument foarte bun, pentru că dacă știi de mic că el poate are o atracție spre, nu știu, limbi străine sau poate se duce în zona artelor, da, că îi plac diverse activități ce țin de asta, atunci tu știi, ok, îl pot canaliza și aici, lucrăm și aici, și aici, și aici, dar cunoscând și părțile mai slabe, știm unde să intervenim mai târziu ca el să nu aibă dificultăți, nu, în procesul de învățare. Exact, și îți spuneam și data trecută că e foarte important să afli înainte de parcursul lui școlar, pentru că îl ajuți. Deci în momentul în care el întâmpină o greutate sau obosește sau se plictisește când își face temere, este important să știi ce îi place lui, să-l oprești un pic, să-i dai ceva din ce îi place sau să faci în așa fel încât să-și facă temele într-un cadru care pe el îl stimulează și are legătură cu inteligențele lui, și atunci dintr-o dată învățarea devine mai calmă, mai bună, nu ne mai frustrăm, nu mai este un chin, un nerv, o supărare continuă, cum se întâmplă de cele mai multe ori. Așa este. Și apropo de, m-ai întrebat care este vârsta minimă. Da? Să știi că nu există vârstă maximă. A, deci pot să, și eu pot am, să fac test. Da, și am părinți care au fost atât de fascinați de testul pe care l-au făcut copiilor, încât și-au dorit și ei să facă testul respectiv. Și mai mult decât atât, un experiment pe care l-am făcut tot cu copiii mei, bineînțeles, copiii mei și spun despre chestia asta, iar mai învață mama ceva, iar mai facem un experiment pe noi. Mama, că mai facem un test, da. Am repetat testul. Așa. Adică i-am făcut și cei celei mici. Așa. Prima dată i-am făcut testul, apropo, alor mele, le-am făcut testul la o vârstă mai mare, pentru că atunci am descoperit o metodă. I-am făcut prima dată la 9 ani și i-au ieșit 3 inteligențe preponderente și după aceea am mai făcut încă o dată testul la 13 ani. Și ea, în intervalul acesta, a început să studieze un instrument muzical, a început să joace într-o piesă de teatru și lucrul acesta s-au văzut. Și practic când la 13 ani a avut un pic aranjate altfel inteligențele, dar asta e iar important de reținut, dintre cele 3 care erau preponderente la 9 ani, una dintre ele era tot printre cele maxime, da. Și asta e important de știut, că practic nu este o spaimă dacă ies unele inteligențe mici. Da? Noi, știind care sunt celelalte, le putem crește pe cele care sunt mai puțin preponderente. Mai citeam eu, așa zic foarte pe scurt, mai citeam într-o carte că inclusiv să ne uităm la felul în care se joacă copiii noștri și dacă vedem că o fetiță, de exemplu, se joacă de-a doctorul, face, se joacă intens, așa, e posibil ca fetița respectivă să devină un doctor mai târziu, adică inclusiv aceste joculețe ne arată, da? Pentru că ne arată potențial. Care sunt preferințele ei. Da. Și încă ceva foarte important și e de reținut așa, că majoritatea copiilor, dacă nu avem grijă de ei, se opresc din dezvoltare personală la vârsta de 10 ani.
Apropo de... Da, asta n-am... Da, apropo de tot ceea ce facem. Dar mai povestim noi, o să mai vorbim. Îți mulțumesc din suflet că ai venit astăzi la noi și a fost foarte interesant. Cu mult drag, ca de obicei. Abordăm acest subiect și te mai aștept cu mult, mult drag. Mulțumim tare mult. Mulțumesc și eu. Mulțumim. Vă mulțumesc, dragilor, că a stat alături de noi. Suntem și mâine aici pentru voi la ora 11. Vă aștept cu drag și cu brațele deschise. Să aveți o zi minunată. Pa!